Toată viața noastră depinde de oxigen, iar plantele sunt o resursă vitală pentru bunăstarea umană. Prezența lor în casă curăță aerul de mucegai și toxine, eliberează oxigen și decorează încăperea. În plus, plantele au un potențial de a elimina energia negativă din cameră și să ofere calm, relaxare și fericire. NASA a realizat un studiu care a examinat efectele plantelor de interior și a descoperit că sunt cele mai eficiente plante în filtrarea aerului pe care îl respirăm. Aceste plante elimină diverse produse chimice periculoase și poluarea din aer, precum praful și mucegaiul. Vă vom dezvălui cele mai eficiente plante purificatoare de aer pe care trebuie să le aveți în casă. Crinii, această plantă uimitoare elimină toxinele și substanțele chimice din aer. Ficusul. Această plantă minunată este foarte ușor de întreținut datorită faptului că nu are nevoie de multă lumină. Ficusul este extrem de eficient în curățarea aerului. Cu toate acestea, asigurați-vă că sunteți atenți cu ea dacă aveți animale de companie sau copii mici, deoarece frunzele acestei plante pot fi otrăvitoare. Aloe. Această plantă benefică eliberează oxigen în timp ce absoarbe monoxidul de carbon. Este atât de puternică că doar o singură plantă poate înlocui 9 purificatoare de aer. Planta șarpe este pur și simplu indestructibilă, deoarece este foarte rezistentă. Necesită foarte puțină lumină pentru a face fotosinteza, eliberează oxigen în timpul nopții și elimină toxinele din aer. Iedera. Iedera elimină efectiv cel puțin 60% din toxinele din aer și până la 58% din particulele defecale în 6 ore, relatează ziarul digital.ro.